Angajații din Timiș pot spera și în continuare la salarii bune. Estimările realizate de Comisia Națională de Prognoză se îndreaptă spre un venit mediu net de 2.992 de lei, situație dublată și de un șomaj de 1%. Conform estimărilor realizate de această comisie, economia Timișului va merge și în continuare bine, iar salariile plătite de companii vor fi tot mai mari. Firmele vor găsi în continuare cu greu angajați noi, iar rata șomajului se va menține la niveluri scăzute. Tot Comisia Națională de Prognoză spune că angajații din București, Cluj, Timiș și Ilfov vor fi în acest an cel mai bine plătiți din punct de vedere al câștigului salarial mediu net lunar. De cealaltă parte, cel mai prost plătiți vor fi salariații din județele Bistrița-Năsăud, Ialomița și Harghita. Regiunea Vest va avea și una dintre cele mai scăzute rate ale șomajului, de 2,1%, fiind depășită doar de București-Ilfov cu 1,4%. Conform prognozelor specialiștilor, județul Timiș va avea un șomaj de 1%.